Conținutul celor doi paleți cu echipamente donate Spitalului Județean Suceava consta în mănuși de protecție, măști cu 3 pliuri, măști FFP2 și FFP3, viziere, dezinfectanți pentru personal și dezinfectant universal pentru suprafețe, combinezoane și alte materiale. Valoarea totală a donației este de 52.485 de lei. Este o continuare a campaniilor începute de Crucea Roșie Suceava pentru susținerea personalului medical și a persoanelor implicate în combaterea COVID. Sunt materiale și echipamente de protecție pentru cadrele medicale din spitalele COVID. Acest transport a ajuns la spitalul din Suceava, însă deoarece mai sunt fonduri care au fost strânse în cadrul campaniei un centimetru de faste, urmează să mai achiziționăm echipamente pentru cele două spitale COVID din județ, Rădăuț și respectiv Suceava. Am luat legătura cu conducerea celor două spitale, am primit un necesar de materiale și echipamente pentru perioada care urmează, care, după cum probabil știți, se anunță una destul de complicată, astfel că vom încerca să achiziționăm materiale necesare solicitate de aceste două spitale. Desigur, în continuare strângem bani. Persoanele care doresc să doneze pot intra pe site-ul www.cruciaroșiisuceava.ro, iar acolo există datele bancare unde se pot face donații pentru a susține în continuare lupta împotriva acestui virus cu care ne confruntăm iată de mai bine de jumătate de an.